Numărul persoanelor care atentează la propria viață a crescut comparativ cu anii anteriori. Tinerii sunt cei mai afectați de situația actuală. Fie din probleme economice, fie din probleme sentimentale, aceștia sfârșesc de cele mai multe ori prin a ajunge la spital. Cele mai frecvente sunt la tineri, în general certuri familiare sau între prieteni, părăsiri, despărțiri, în special probleme din asta familiare. Pentru majoritatea târgujenilor care se confruntă cu astfel de probleme, există și o soluție, cabinetele psihologilor. Medicii psihologi afirmă că toți oamenii sunt predispuși unor depresii la un moment dat, însă aceștia pot preveni posibila boală. Dacă suntem destul de conștienți și destul de grijuli cu persoana noastră, apelăm din timp la persoanele care ar putea să ne ajute în acest sens. Specialiștii susțin că depresia este o boală care poate fi vindecată. Identificată la timp și tratată corespunzător, aceasta nu pune în pericol viața pacientului. Cu un pic de tratament putem să îl facem pe pacientul care trece printr-o depresie să vadă viața mai roz și să fie cel care a fost înainte. Mai există însă și gorjeni care nu-și dau seama de gravitatea lucrurilor în cazul în care o depresie nu este tratată corespunzător. Psihologii afirmă că în aceste condiții boala poate evolua ajungându-se la situații de genul suicidelor. Depresia evoluează destul de rău în funcție de gravitatea ei și ne poate duce până la urmă, până la suicid. Chiar dacă problemele nu le sunt rezolvate în totalitate, târgujenii ar trebui totuși să apeleze la serviciile specialiștilor, pentru că astfel vor putea trece mai ușor peste stările depresive și perioadele stresante din viața lor.